Bună și bine ați venit pe Tarotada, dragi balanțe! Astăzi avem un mesaj urgent de la Univers pentru voi și haideți să vedem ce vă spune Universul astăzi prin intermediul acestor cărți. Ce mesaj vine către voi? Balanță! Ce vă spune astăzi? Ușa către romanță și... Este timpul divin pentru ca o nouă relație romantică să înceapă. Aici aveți chakra numărul 6. Aveți al treilea ochi, o chakră care este închisă. Nu ai viziune, nu ai clar viziune și nu ai intuiția activate. Aici trebuie să le activezi, să-ți iei vălul de pe ochi și să mergi către iubirea vieții tale, pentru că aici este timpul. Răbdarea s-a încheiat, timpul clepsidra s-a scurs și este timpul să acționezi în virtutea dorințelor tale. Wow, ce interesant aici! Ai avut un partener pe care l-ai pierdut, probabil. Am văzut steaua și un 5 de cupe. Haideți să vedem. 10 de cupe. Wow, dragilor! Aveți ușa către romanță, aveți timpul divin, aveți claritate care acum se face. Și 10 de cupe. Magicianul. Wow! Carul. Regele de cupe. Nebunul. Și 2 de cupe. N-am văzut de mult o etalare atât de frumoasă, dragilor. Iar aici aveți epifania, aveți eremitul. Dar aici este o epifanie, acel moment în care conștientizezi că poți să muți și munții din loc atâta timp cât tu îți dorești. Pentru tine, pentru viața ta. Foarte frumos acest mesaj de la Univers pentru balanță. Balanța este binecuvântată. Acest mesaj vine către tine să te determine, să mergi către visul tău. Aici este o creștere spirituală. Faci toți pașii necesari pentru a evolua. Prin meditație, răspunsurile vin la tine. Cheamă-le, cere-le. Cere ajutorul. Prima carte din această citire este ușa către romanță și răbdarea care s-a încheiat, îngerul răbdării, și care vă spune că este timpul. Iar din tarot 10 de cupe, ultima carte este 2 de cupe. Aveți regele de cupe, aveți nebunul, aveți magicianul și carul. Și eremitul. Dragilor, aveți 4 arcane majore. Frumoase. Mesajul Universului este să mergeți către visul vostru, pentru că aici vi se împlinește un vis în iubire. O persoană frumoasă, bună, empatică vine către tine, trebuie doar să o vezi. Pentru că tu aici ești într-un contract legat la ochi și nu vezi balanța. Dezleagă-te la ochi, cunoaștere ai, înțelepciune ai. Mergi, reinventează-te, ia-ți puterea înapoi, de oriunde ai fi lăsat-o tu, gândește-te bine la ceea ce ai de făcut și la contractul acesta, pentru că trebuie să te eliberezi de un contract vechi, care nu-ți mai aduce niciun beneficiu și probabil că nu este din tine, nu este ceea ce îți dorești tu. Carul te duce către steaua ta norocoasă, magicianul face ca toate lucrurile să se întâmple. Poți manifesta tot ce îți dorești, îți spune acest magician. Este tot ceea ce ai tu nevoie apare ca prin magie. Atâta timp cât manifesti. Începuturi pline de succes, miraculoase. Foarte frumos. Aveți aici o persoană, dragilor, care se îndreaptă către voi. Poate fi pești, poate fi rac, scorpion, fecioară, gemeni, alături de această persoană vei trăi un vis. Îmi place mult. După se vede împărăteasa și asul de monede. Împreună cu această persoană vei construi, vei face ca visul tău să devină realitate. Aici vă doriți o familie, vă doriți un cămin cald.
plin de iubire, de magie, de frumusețe. Văd aici tot ce poate fi mai frumos într-o căsnicie, într-o relație, apropierea dintre doi oameni, o conexiune puternică de suflete pereche, flăcări gemene, o nouă romanță, dragilor, cineva frumos, frumos pentru voi și bun pentru voi, intră în viața voastră, împărăteasă un împărat. Fă-ți planuri noi, pentru că ce se deschide aici către tine este o minunăție, abundența. Acum ești într-o solitudine sau dacă nu ești, meditează, curăță-te de tot ce a însemnat trecut, de aceste contracte, de aceste karme de familie, poate, care nu te-au lăsat să vezi care este visul tău cu adevărat și ți-au pus acea ceață pe ochi. Acum știi, dacă ești într-o relație unde nu te mai regăsești, îți dai seama că nu ți-ai dorit-o tu, ți-ai dorit cu totul altceva. Aici văd o relație frumoasă, o relație idilică, dragilor, care vine către voi. Aici clepsidra s-a scurs, este timpul pentru această relație și este timpul ca voi să mergeți către această persoană. Poate fi acest rege de cupe, poate fi ca o magie. Ai încredere că tot ce se întâmplă și tot ce vine către tine este un plan divin bine creionat pentru tine. Poate că aici ai pătimit, ai suferit, acum văd că este vindecată toată această situație din trecut. Intră din nou în meditație și vezi ce îți arată sinele tău, spre ce trebuie să mergi, pentru că ai o mare oportunitate aici de a întâlni persoana predestinată, de a te întâlni cu destinul tău, cu soarta ta. Și deschide-te pentru această romanță, pentru această iubire. Există multă iubire aici și există începuturi naive, fără niciun fel de bagaj din trecut. Aici este strict o intenție de iubire, de familie împlinită, pe care tu o adresezi, o arunci în univers și universul îți trimite persoana potrivită. Superb, dragilor, pentru voi. Haideți să vedem niște sfaturi. Lasă la o parte tot ce ți-a încețoșat privirea și deschide-te acestei iubiri. Nu refuza, pentru că aici se scrie un destin frumos. Vedeți, începeți comunicarea cu o persoană nouă. Va fi magic, vei avea senzația că o cunoști din totdeauna, din sute de vieți. Probabil că ați fost sute de vieți împreună. Pentru că aici este un moment de destin, dragilor, foarte, foarte sentimente, foarte adânci sentimente, multe emoții, foarte multă iubire văd aici. Iubire, iubire pură, iubire necondiționată, o magie, ca un vis, comunicare și viețile trecute. Aici este, s-au încheiat problemele din viețile trecute, s-au încheiat lucrurile care ar fi trebuit să se închidă de mult. Dragilor, ați avut de învățat din aceste relații dificile. Le-ați lăsat aici deoparte, este timpul să te bucuri de creșterea ta spirituală și alături de această persoană să trăiești acel vis pe care tu ți-l dorești. Vedeți, aveți îngerul clarității. Aici aveți chakra 6, acel văl de pe ochi care vi se ia pentru că aveți claritate. Acest înger vine și vă oferă această claritate. Te întrebi unde am fost eu până acum în viața mea, ce am făcut până acum. Pentru că nu sunt lângă cine trebuie sau nu am pe nimeni în viața mea sau nu sunt în jobul potrivit mie. Ai claritate și mergi către visul tău, către destinul tău. Ești înțelept. Foarte frumoasă această etalare. Dragilor, aveți un mesaj, dragile mele balanțe, de la Univers. Superb, este minunat ce se petrece aici. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc ca această magie să fie pentru voi toți. Vă pup, pa, pa!